uite că vreau să-ți arăt ceva absolut genial. Fii atent, există un loc în București unde poți să iei și masa, dar să te și uiți la niște opere de artă. Știu, cuvânt, eu știu. Știi? Ai fost? Te duc? Ai fost înaintea mea? Nu, doar am văzut pe internet. E ca în bancul ăla. Ce frumos e la Paris. Ai fost? Nu, n-am mai vrut. Da, ți-a arătat Luxandra. Da, Luxandra este chiar acum acolo și ne spune cum poți să iei și masa și să mergi practic cumva ca la muzeu. Uh-huh. Sau eu asta înțeleg. Spune-ne tu mai multe, Luxandra. Bună, te pupăm. Ziua bună, Diana, ziua bună, Florin, ziua bună, dragi prieteni, puteți să luați masa și să admirați și câteva opere de artă, dar mai multe despre concept discutăm astăzi cu Bogdan, care ne va și arăta câteva dintre lucrări. Bună, Bogdan, am stabilit de comun acord că nu te întreb cum ți-a venit ideea conceptului, așa că spune-ne ce găsim la tine și spune-ne și ce gătim astăzi, pentru că este Ziua Internațională a Sosului Picant. Astăzi o să vă arătăm o caracatiță care a venit direct din Mykonos. Asta e special pentru Diana, pentru că știam că îi place cultura grecească și mâncarea grecească. Da, și șeful nostru, Manos, care e și partenerul nostru, va găti azi o caracatiță cu un sos picant. Manos vine direct din Grecia, din Mykonos, a gătit acolo pentru mai toate vedete. Aproape toate, toți care au fost pe acolo. Până să vedem caracatița, spune-ne ce vedem în spatele nostru, pentru că sunt câteva tablouri pe care nu le vedem de obicei într-un restaurant. Pentru că noi am pus în piață un nou concept, este acel concept de art restaurant, în care expunem și opere de artă împreună cu mâncarea pe care o facem. Cei care expun aici sunt artiști contemporani de la noi, de pe afară? E deschis, e open doors, cine vrea să expune, poate să expună. Acum avem un artist din Craiova nou, ne-a adus 4-5 lucrări, urmează să vină și alții. Spune-mi, te rog, dacă cei care vin aici să mănânce sau să savureze o cafea pot și cumpăra lucrările, adică evident, este da. Și sunt chiar accesibile, nu ne-am dus într-o zonă scumpă, undeva o lucrare în jur de 2000 de ron. Aș vrea să ne îndreptăm încet, încet către bucătărie și să ne spui mai multe și despre conceptul pe care l-ați ales voi pentru mâncare. Cam cum se îmbină mâncarea cu arta? E artă și în bucătărie? Da, și ne-am dus cam în toate zonele, asiatic, tailandez, mai mult japonez chiar, din America Centrală, America de Sud, Europa, Mediteraneană, deci ne plimbăm cu preparatele cam prin toată lumea. Mergem și noi în bucătărie, o să te rog pe tine să o iei înainte pentru că ești gazda noastră astăzi. Îl prezint pe șef Manos, partenerul nostru. Hello Manos. Manos nu vorbește română, așa că din motivele astea am decis să vorbim mai mult noi despre mâncare. Cum l-ai găsit pe Manos? Ai fost până în Mykonos pentru el? Da. Efectiv a fost o întâmplare, ne-am cunoscut în Mykonos, ne-am plăcut și ne-am luat. Sosul ăsta picant, pe final vreau să știu, este specific, îl găsim mereu la voi? Da, mai ales pentru acest preparat și nu numai, dar astăzi, fiind ziua sosului picant, l-a pus lângă o caracatiță. Îți mulțumim că ne-ai primit pe la tine, nu prea mai avem mult timp, dar Diana, să știi că asta a fost surpriza pentru tine, iar dacă Florin oricum voia să viziteze locul, vă sugerez să veniți aici și să luați masa împreună. Mulțumim mult, Luxandra, mulțumim pentru ceea ce ne-ai propus și ne-ai arătat. Macau și tzatziki, eu mă duc de azi. Da.